Bine v-am găsit, stimați telespectatori, sărbătorile Crăciunului cu darurile de Crăciun mi-a adus o mare surpriză. Mi-a făcut un cadou Mihaela Nicola, care este manageră, proprietară unei mari firme de publicitate. În paranteză, vă reamintesc, deși suntem în relații bune, ne știm de atâta vreme, niciodată firma ei nu mi-a dat mie publicitate și nici eu nu i-am cerut pentru că relația dintre noi nu e pe publicitate. Surpriza constă nu faptul că mi-a trimis un cadou, ci faptul că împreună cu acest cadou a trimis o scrisoare. Că a trimis o scrisoare, nu numai că ea este scrisă de mână. De mână. Oh, dai seama. Deci chiar am rămas de mână și după scrie așa, nu, e cum să zic, scris mare. Deci de mână, ce mă să respectatori? La ora actuală nu mai scriu de mână nici îndrăgostiți. De mână, pentru că a scrie de mână și cuiva, o vedere, un plic, un telegram scris, sunt de mare, presupune să te așezi la masă, să găsești stilou, toc, găsești cerneală. Și mai tăcă, 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 frumos, ce frumos. Învățam la școală, clasa 1. Ana are mere. Nu știu, moe, bun. Joiana face mu. De ce este un gest foarte frumos? Pentru că presupune o chestiune proprie. Adică, care e acum la modă? Și face un e-mail standard, un SMS standard și chiar și un text. Ea nu l-a bătut la mașină și nici nu a pus pe cineva, a bătut la pac, am trimis. Nu. Faptul că ea se joartă. Deci, în primul rând, că era Seleșin, că am văzut, n-am mai văzut scris de mână din documentele astea manuscrise, Eminescu, Caragiale, nu mai scrie nimeni, nu Argheze. Da, și e frumos, așa. Da. Da, frumos, vă urez sărbători, fericit, Domnul Hristos, nu zice, mai este frumos, și un an nou sărbători, așa, și zice, am ascultat critica dumneavoastră, era ghilimele, este o urmăritoare a mea, despre cadourile de sărbători, nu sunteți pe lista companiei, că așa este, că e compania, ci sunteți în memoria mea afectivă la fiecare prilej, da? Deci, întotdeauna apreciez acest lucru, nu apreciez pentru că cineva scrie de mână. Doi, apreciez că cineva mi-a trimis o scrisoare de mână. Asta presupune, repet, un mare efort. Ce vremuri, era într-un film, nu știu, nu mai țin minte, parcă tot am zis, science fiction, se petrecea după epoca, este o perioadă de întuneric în care se rupsese trecutul și ei cumpărau scrisori de mână, lemn. Oh, și era un lemn, o bucată de lemn costa cât un lingou de aur, pentru că era lemn. Așa va fi la un moment dat. Scrisoare de mână. Bă, a scris de mână. Bă, cum o fi? Că nu cred că mai vreun copil la ora actuală știe să scrie de mână. Da, e frumos. Estimați telespectatori, astăzi este 22 decembrie. 22 decembrie este, cum să zic, 23 august, după vremea comunistă. Posturile publice de radio, de televiziune, dar și private, acordă nu, publică programe adecvate. Așa era și la 23 august, program adecvat. Și la televizor, și la radio, pe vremea, și în presă, da. Prin program adecvat la radio România Actualități și la toate televiziuni și la TVR, înseamnă așa, poporul a ieșit în stradă și cu mâinile goale l-a dat jos pe dictator. Mai înainte, ascultându-o, cum am zis, că spărându-mă pe dinți, că am venit la o emisiune și dar când intru, mai dau drumul la radio, că am peste tot tranzistoare, toate puse pe România Actualități, n-am trecut încă pe Digi.
Și era o coțofană, o voce, o fătucă, să ziceau ei, că acum au mai că în primul rând că la radio, pe vremuri, adică până nu de mult la radio, principalul examen era vocea. Acum sunt deci așa sunt ca pisicile, așa, Cioanții are mult mai multă gravitate, mănâncă cu ăsta, cum se, vocale, vorbesc de nu înțeleg nimic, și au voci de infantile. Se poate vedea, radio. Și ai primul examen de voce, de dicție, de claritate. Acum tot felul de fătuci noștri le trimite mama lor de drumul taberei, de militar, uite mama, la radio acolo și zici și tu ceva. Și era așa, fătuca. 22 decembrie, dictatorul a fugit. Poporul a ieșit în stradă și striga libertate. Libertate, adică dictatorul a fugit și poporul stă. Doamne, îți vine greață ca și de clișeile cu 23. Măcar la 23 august a fost o evoluție, adică la început era eliberarea de slujbă fascist de către sovietici, după asta a fost eliberarea de către noi de slujbă fascist, că ne-am eliberat singuri, după asta a venit la Ceaușescu, Revoluția Națională Socială, era Revoluția. Revoluția de stat. Și întotdeauna, acum a rămas acel martiri, cei care au suferit, tot felul de mormoloci, idealurile Revoluției. Era tot acum, după fătuca, a urmat unul care, nu știu, era erou la Arad, revoluționar, și că avea 34 de ani și că ne pare rău că era luptat pentru libertate. Stimați telespectatori, hai să fiți, n-a luptat nimeni pentru libertate, a luptat ca să nu mai avem, să avem măcar ouă o piață, a luptat pentru libertate. Da. Și m-am gândit că toată lumea în această perioadă, mă, și televiziunile s-au preocupat, ba chiar Anca Alexandrescu i-a mulțumit lui Gâdea că i-a dat filmul făcut de sârbul ăla cu prima ședință a Cefeșenii. Până este tot timpul sunt de Gâdea. Că numai că pe toate îl găsești pe tot YouTube-ul, dar nu contează. Da. Și ați văzut toate televiziunile în frunte cu Antena 3, a rezumat 22 decembrie 1989 felul următor. Eroul, supereroul, marele patriot Nicolae Ceaușescu a fost dat jos de ruși. De sovietici, care de fapt sunt niște ruși, care sunt conduși de Putin acum, care Putin vrea să cucerească Ucraina, Republica Moldova cu Maia Sandu cu tot și pe noi cu Ciolacu și cu Ciucă cu tot. Și deci, hai să ridicăm în zâr pe Ceaușescu pentru că el a fost dat jos de Sovieti. Nu a fost dat. Repet ce am spus, Cristache, Nicolae Ceaușescu s-a dat jos singur. Dar ziua de 22 nu este analizată din perspectiva că 22 a fost o zi plină de evenimente și unele misterioase, ci 23, tom, tom, trompete, viori, violoncele, tobe, poporul care s-a eliberat cu mine. Eu am înregistrat după amiaza de la televiziune, așa zisă Revoluție în direct, pentru că zic așa zisă, pentru că Emil Constantinescu, într-una din cărțile sale, dedicate Revoluției, una dintre cele mai bune cărți despre Revoluție, Revoluția, a spus o altă chestiune. Este impropriu Revoluție în direct. Și, într-adevăr, n-a fost Revoluție în direct. Revoluția în direct este dacă se transmiteau reportaje din piețe, de, nu știu, de la sediu ce. Nu. A fost un folosirea televiziunii pentru manipulare.
Știu, scot din joc pe cei de la Brateș, pe cei de acolo, pentru că, după părerea mea, ei, dacă au fost instrumente folosite 99%, astfel, în cazul nici nu și-au dat seama. Bun. Hai să luăm cât trei mari momente ale acestei zile de 22 august, 22 decembrie 1989, reflectate la așa zisa Revoluție în direct, care prin aceste momente la TVR au avut un rol deosebit în reușita loviturii de stat. Primul și cel mai important moment, dacă se poate spune, a fost teza dictatorul a fugit. Ba chiar fătucaia Beheită, a zis că dictatorul a fugit. Dictatorul, deci, stimatele spectatori, l-am întrebat pe Ion Tănase Stefănescu, luându-i un interviu, a murit pentru cartea lui de memorii. Am lucrat cu Ceaușescu, una dintre cele mai bune cărți de memorii despre Ceaușescu. El era prim-secretar la Craiova și l-am întrebat, domnule, totuși, erați în Partidul Comunist, în subordinea lui Ceaușescu. Ce v-a apucat? Mai ales l-am întrebat cum de v-ați desolidarizat, cum ați trecut de partea revoluționarilor. Am pus asta pentru că în toate relatările, Ceaușescu, când a plecat de pe SDCC și a ajuns la Sânagov, acolo a sunat câțiva prim-secretari, printre care și pe Ion Traian Ștefănescu. Și el mi-a spus următorul, care mi-a mai spus și securii și activiști. A fost un laș că a fugit și ne-a lăsat. Deci, formula dictatorul a fugit, care este absurdă, deoarece Nicolae Ceaușescu nu a fugit la proces, într-una din pauze care nu a fost dată, dar s-a înregistrat și acum se dă ca stenogramă, el răspunde, nu știu, unui avocat de acolo, că, de fapt, Victor Stănculescu i-a urcat în avion, spunând că îi trimit la Târgoviște, sau la o unitate militară, pentru ca de acolo să pornească contra-revoluția. Îi spunând, eu rămân aici, la manete, mergeți ca să vă punem la adăpost, normal că spui la adăpost, ați văzut când explodează o bombă, primul lucru, îl pui la adăpost pe președintele Americii. Nu poți să spui că imediat vine aia de la Secret Service, aruncă peste el ca să nu-l... Bun. Și haideți să vedem rolul acesta. Deci, această afirmație, dictatorul a fugit, a fost prima mare lovitură dată, nu, una din marile contribuții la reușita loviturii de stat, pentru că ea s-a transmis prin televiziunea română, era singurul instrument de comunicare și toți din Vaslui, toți și cei care ar fi fost fani mie, puțin, îl ce spune, bă, a fugit. Hai să vedem. Deci, vă dau niște înregistrări. Primul care a vorbit că dictatorul a fugit a fost Mircea Dinescu, care a vorbit, prima dată a vorbit Caramitru la TVR și apoi a vorbit el. Ia să vedem, da? Iată-l pe Mircea Dinescu care să vă spună. Spune ce faci. Peste 10 minute vom da un apel către populație. Vă rog să vă păstrați calmul. Sunt momente în care Dumnezeu și-a întors fața către români. Să ne uităm către Dumnezeu câteva minute înainte de a vă vorbi. Înainte de a să apelăm la toate forțele ale armatei noastre. Armata în București e cu noi. Dictatorul a fugit. Deci, teza a fugit este lansată de Mircea Dinescu, nu știu, o fi spus cineva, n-avea de unde să știe el, oricum, Nicolae Ceaușescu nu a fugit. El a acceptat propunerea făcută de ministrul apărării naționale, care era Stănculescu, care era secretar general,
Așa zis cum vă urcăm în elicopter, vă punem undeva la adăpost, într-o unitate militară și în timpul ăsta rezolve o problemă. Și după asta Stănculescu a transmis că a fugit. Așa, tema, deci atât am văzut ce a spus Cernescu. Tema Nicolae Ceaușescu a fugit ca un nerușinat este preluată de, afirmată definitiv de Ion Iliescu în primului discurs de la televiziune. 2 și 4, 2, 4 și, da? Ia să vedem, da? Stimați tovarăși și prieteni cetățeni, sunt și eu stăpânit de emoție ca toți cei care au vorbit înaintea mea și ca toți cetățenii acestei țări care trăiesc momente excepționale. Dinamica desfășurării evenimentelor din ultime zile a fost fără egal. Nimeni nu se aștepta ca acest regim care se vroia a toate stăpânitor, a toate știutor, a toate făcător, care nu manifesta luciditatea minimă necesară pentru a înțelege momentele de dramatism pe care le trăiește națiunea română, să facă un semn de rezolvare pe cale normală, pe cale pașnică, prin înțelegere cu cetățenii țării a problemelor grave cu care se confruntă și economia țării, situația socială, situația materială a tuturor categoriilor de oameni ai muncii din această țară. A împins până la catastrofă situația economico-socială a țării, tensiunea politică și se face în ultimă instanță vinovat de crimă odioasă împotriva poporului. Vinovatul principal este Ceaușescu. Așa acest e. Om fără inimă, fără suflet, fără creier, fără rațiune, fără rațiune, care stăpânea cu metode medievale această țară și a ajuns până la această situație dramatică de a deschide foc, de a comanda foc împotriva oamenilor muncii acestor țări. Și avea nerușinarea să vorbească în numele poporului, să vorbească în numele apărării suveranității și independenței naționale și de el, care a pus în pericol soarta acestei țări și a împins în mizerie poporul acestei țări. Și precum vedeți, a fugit ca un nerușinat când a trebuit să dea socoteală în fața poporului. Da. După ce are loc această chestiune cu fuga lui Ceaușescu, ea mai este afirmată și de alți vorbitori de la televiziune, a fugit, urmează partea a doua și cea mai însemnată a transpunerii în practică a diversiunii, dictatorul a fugit, și anume urmărirea prin TVR a fugarului. Deci în niciun moment prin TVR nu se, care transmite, nu se spune Nicolae Ceaușescu, nu știm unde e, suntem îngrijorați și s-ar putea să vină, nu știu. Și aia este. Eu, când am auzit, eram acolo la Ștefan cel Mare, ședeam, acolo aveam apartamentul și când am auzeam atunci în noaptele 20-23 bubuiturile alea de la Otopeni și am zis, opa, vine Ceaușescu înapoi. Nu era o, nici măcar un elogiu, au fost multe situații în care s-a dat lovitură de stat la București sau la capitală și dictatorul, președintele, regele a fugit, a dus undeva și de acolo a venit cu forțele lui, da? Așa am crezut. Da. Și atunci așa, ia să vedeți și atunci avem de-a face cu spectacolul Ceaușescu vrea să fugă din țară și la televizor se anunță pe unde este el. Deci este, nu mai e nici președinte, nu mai e nici periculos, este un fugar. Atenție, deci Ceaușescu nu s-a zis a fugit de PSD. Caută să fugă din țară. Deci era un fel de urmărit general, un fel de cherecheș, da?
dacă erau mai atenți la Cherecheș, și prin televizor vină și spunea, bă, fiți atenți, Cherecheș vrea să fugă. Numai că Cherecheș a fugit. Zicea, da, Ioan, Nicolaicescu, fiu de Cherecheș. Ia să vedem, Teodor Brate și îl dă în urmărire. Nu. Au fost multe. Deci, hai să vedem Teodor Brateș, da? Ia să vedem cum vorbește unii care s-a găsit nu știu unde mașina cu tare, da. Suntem din nou în emisie aici din studioul 4. Vreau să vă spun că am primit o informație că mașina în care se află tiranul, fostul dictator, 2 Dâmbovița 305, neagră. Neagră, acum este neagră, trebuie urmărită, nu trebuie lăsat să părăsească țara. De altfel, este imperios necesar. Numărul 2B305. Nu, 2, negru, 2 Dâmbovița. 2 Dâmbovița, vă rog să mă scuzați. Mașină neagră. O mașină neagră. Granițele trebuie păzite, nu trebuie să iasă nimeni afară din cei care trebuie să răspundă în fața poporului. Pașapoarte false. Sunt pașapoarte false, sunt alte tertipuri la care ăștia se pricep foarte bine și nu trebuie lăsat să plece. După asta, Caramitru zice și el. Mașina dictatorului a fost, ia să vedem, da? Moment, un comunicat important. Nicolae Ceaușescu Călău, poporul nostru, se află pe aeroportul din Titu și încearcă să fugă. După ce a încercat să țină un discurs populației și populația l-a huiduit, s-a aruncat cu pietre în el și a fugit în piața Palatului. Acum e la Titu. Cei care sunt în preajmă să ia măsuri să pornim înapoi. Armată, faceți un apel. Să-l prindă, să-l ticălos. Nu fugă peste hotare. Cine se uită acolo? Ați observat? Am dat două exemple din numeroasele momente în care se venea pe el. Poți să spună, mașina e acolo. Care era imaginea din restul țării, care nu avea nicio treabă cu lovitura de asta? Deci era coborârea de pe socul. Ea a început pe 21, când a avut loc, când l-au, adică i-au făcut să fie un eveniment în care l-a luat pe el prin surprindere. Și tot acest drum, fugitul, mașina, pe stradă, îl urmărește lumea, cu tare era coborârea de pe socul. Deci mare de Ceaușescu, că era problema de a-l prezenta, până atunci, l-a-l prezenta nu numai ticălos, sau, ci și laș, adică din ăla de 2 lei, fugea pe acolo cu tare. Acum, întrebarea care mi-o pune dumneavoastră este de ce n-a rămas în sediu Cece. Știu, este mai tare, în istorie nu este. Dacă rămânea în sediu Cece, probabil că eu nu cred că îi atrăgeau de la aia, că dacă rămânea în sediu Cece, zicea Stăculescu, ăia l-apărau. Nu, știu că erau ăia de la niște, de la securitate, de aia, direcția 5 au fugit ca niște șobolani ei primi. Că era într-adevăr ăia garda de corp, mergea cu Ceaușescu până la moarte. Da, n-a fost. Nu. Sau dacă era o armată de onoare, Stănculescu, da? Bun, l-a trădat Stănculescu, ajungea la Târgovi, se cheamă, și spunea, tăiți-o secretar general, noi nu cedăm. Noi vă ținem aici și vă, de aici pornim noi cu tabur, cu ăla și vă ducem la București. N-a avut nimeni. Bun. Deci era ideea de unul care fuge. Și în acel moment vă imaginați că dacă primii secretari, activiștii, deci genial. Eu nu spun că a fost făcut de nadie, așa a fost imaginea. Bă, a fugit ca un laș, a alergat prin țară mai rău decât Cherecheș, mai decât un urmărit general, deci nu mai avea nicio... Imaginea de forță care te speria, care provoca, nu știu, tensiune, nu a dispărut. Bă, a fost bun. Deci asta a fost moment. Un alt moment din transmisia asta este frăția cu armata. Deci problema este că armata trăsese și la Dale și la Timișoara. Însă armata două lovituri de stapă în Victor Stănculescu și atunci iată-l pe Petre Roman înconjurat, venind cu un general în voină, care cred că era șeful garnizonului în București, și iată ce spune.
Compatrioți, fraților, astăzi, 22 decembrie 1989, prin unitatea poporului și cu sprijinul direct al armatei noastre naționale, dictatorul Ceaușescu a fost înlăturat. În acest moment, poporul, alături de armată, cere ca puterea politică să fie preluată de instituții democratice alese de poporul liber, în numele populației Bucureștiului, care în aceste clipe manifestează în piața Palatului și deține controlul asupra clădirii Comitetului Central, facem apel întregului popor să mențină calmul și ordinea publică pentru a permite organizarea vieții libere și democratice. Armatei. De aceea vă rugăm, acum avem o singură forță de ordine publică. Armata și organele de ordine publică al Ministerului Interne subordonate armatei. Transmisie directă prin televiziune, dar generalul Gușe, șeful Marului Stat Major, se află lângă mine. Împreună am discutat aceste măsuri la comandamentul militar. Îi dau cuvântul pentru două vorbe. Deci, armata este cu noi. Deci, Nicolae Ion Iliescu din balcon spune: fiți atenți să respectați pe armata. Imediat devine tema armata e cu noi. Ca să fac o paranteză, dar n-am găsit încă, n-am mai avut timp să caut. La un moment dat, cred că lui Poi sau cineva zice, acolo lângă la televiziune a născut o femeie în direct, nu în direct, și s-a pus numele Victorița. Presa opărită sau năpârlită, scânteia internetului, România Liberă în zilele următoare a făcut caz de copiii care se nășteau în libertate și li se dădea numele Victorița. Deci vă imaginați, doamna, aproape de travaliu, venise în, acolo la televiziune, venise să strige libertate, cu tare, 20. Și deodată o apucă travaliu. Acolo. Cel puțin așa rezultă de la televizor. Acum mă întreb, ea a născut acolo, adică demonstranții în punte cu Caramitru au înconjurat-o și i-au tăiat bunicul sau au fost dus? Eu cred că era o minciună. Ia, ce mai te respecte? Am o rugăminte. Dacă mai trăiește cineva care pe 22 pe la prânz a fost la televiziune, 22 la prânz, dacă își amintește de o femeie care a născut acolo, fără moașă, fără nimic, așa? Și au și zis numele Victorița. Eu cred că era o minciună. Uite, o să găsesc acum, o să vă dau mâine seara această imagine, că acum mi-am recitit stenogramă. Cum a născut? Deci, cum adică? Deci eram de meeting, da? Demonstrație, ăla, tot libertate, deodată una. Aoleu, m-a apucat. Dacă mi s-a dus apa,
copac, a stat așa și a născut acolo și cine a fost moașa? Și a născut pe pământ și după ce a născut a zis, gata, îi zicem victoriță. Păi ce propagandă bolșevică! Aole, dacă ar fi avut Nicolae Ceaușescu asemenea propagandist, nu mai credea. Un alt lucru foarte așa, am uitat să vă spun că de la balconul ce, după ce Caramitru zice, mașina dictatorului a fost găsită, intervine și Caramitru. Ion Iliescu zice de la balconul ce, avem știri că Nicolae Ceaușescu a fost prins la Târgoviște. Ia să vedem. Stimați concetățeni, Ceaușescu, precum știți, a fugit cu un helicopter din capitală. S-au dat dispoziții forțelor armate să-l aresteze. A fost prins. Deci Nicolae Ceaușescu era un fugar, un urmărit general, un cherecheș, un zices care a fost și acum. El la urmă l-a prins, nu a zis Nicolae Ceaușescu, am aflat că este la Târgoviște și ne gândim cu groază ce face la Târgoviște. Gata, l-a prins. Miliția de la Târgoviște. Și un alt moment foarte important care spune totul este următorul. La a doua intervenție, Ion Iliescu l-acuză pe Ceaușescu că a întinat idealurile socialiste și numele Partidului Comunist Român. Ia să vedem, da? Cu contribuția, cu participarea, cu prezența oamenilor muncii, cu participarea activă a poporului și nu a unor conducători care s-au auto-intitulat conducători, s-au auto-intitulat aleși ai poporului, s-au auto-intitulat comunist, n-au nimic de-a face nici cu socialismul, nici cu ideologia comunismului științific. Această declarație arată că Ion Iliescu era perestroichist. Voia să salveze partidul. Și l-a salvat prin FSN. Un alt revoluționar, Dumitru Mazilu, de la balcon, mai tot de la balcon, spune să se dea la o parte marxist-leninism. Ia să vedem. Și să se termine cu planul de ucidere a satelor țării. Să respectăm țăranii. Să reorganizăm învățământul și începând de astăzi să se dea la o parte marxism-leninismul, această dogmă. Să se elimine minciuna și impostura, să se stabilească criterii de competență, de responsabilitate și devotament pentru România. Deci, mă înțeles, avem două programe nediferite. Programul lui Iliescu, să salvăm Partidul Comunist, Dumitru Mazilu, să salvăm anticomunist. Pe data de 12 ianuarie, bătălia dintre perestroichism și pro-americanism, americanismul Dumitru Mazilu ăsta era, a fost câștigată de Ion Iliescu, Dumitru Mazilu, mai țineți, pune el la cale un fel de, vrea el o mini lovitură de stat să-l dea jos pe Iliescu, nu-l dă, îl ajută pe Iliescu și Roman, și în consecință Dumitru Mazilu a pierdut și România a rămas perestroichistă, pentru că probabil că dacă învingea pe 12 Dumitru Mazilu, sau chiar în seara de 22, probabil că alta era soarta României acum. Da, vă mulțumesc. La revedere.